Mama a fost ființa cea mai apropiată de sufletul meu. De când eram încă micuț, cântam cu ea pe două voci. Hai creștine, te grăbește, căci zilele trec. Și mă rugam tot timpul să trăiască mult mama, că niciodată nu mi-a făcut, niciodată nu mi-a încercat. Doar ne învăța, doar se ruga pentru noi. Și doar era femeia de sacrificiu. De 10 ani stă doar pe spate, paralizată, are 86 de ani. Și a fost pe la ei acum. Și a zis, lasă puiul. O să mă fac bine și o să mergem iar la adunare, la casa Domnului. Acea credință mă motivează întotdeauna să mă duc înainte și să spun, Doamne, mare ești. Și credința aceasta care ai pus-o în inima mea, aș vrea să o am și eu toată viața. Atunci când ești întins pe parte de 10 ani, când ai 86 de ani, să mai speri încă și să mai crezi că Domnul te va pune pe picioare și o să te duc în casa Domnului. Ferice de cei ce sunt în casa ta, de cei tocmai pot să te laude. Mama l-a laudat pe Domnul întotdeauna și spune, de micuță, de la 12 ani, cântam în biserică. Și cânta fratele bătrân de acolo, inimiciul la orgă, așa cum știa el. Și cânta prin multe țări frumoase, în viața am trecut. Aceste cântări ne-au motivat pe noi. Am o cântare care, deși am cântat-o, cred că la dumneavoastră, aș vrea să o cântăm împreună. Și credința că Dumnezeu încă lucrează, aș vrea să o sărească în inimile noastre a tuturor. Înainte de sărbători, înainte de nașterea, sărbătoarea nașterii Domnului, îmi spunea Beni, dacă am fost la sora Viorica Botan și am avut o lucrare și mă tem un picuț. Și am zis, de ce te tem, dragul tati? Pentru că nu a fost o lucrare chiar așa de bună. Și înainte de sărbători, venit într-o seară acasă, am bătut la ușă, i-am deschis și așteptam să intre. Și am văzut că nu mai intră. Era zăpadă, era ger la noi acolo, stau la câmp. Și l-am găsit pe Beni jos, întins, inconștient, într-o baltă de sânge. Am doi căței care îl încălzeau acolo. Credeam că mor lângă el. L-am ridicat în brațe și a revenit și a zis, nu te teme, tati. S-a împlinit lucrarea de la frate, de la sora Viorica. Am zis, ce lucrare ai tot? Și mi-a pus-o ca o mea înregistrată. Înainte de a se termina anul acesta, la mine o slăbiciune peste tine, vei cădea jos și vei fi aproape mort. S-a întâmplat că am fost la spital cu el până la 3 dimineața, l-au cusut. Și în 2-3 zile au venit doi medici, toți soției din Cluj, care sunt prieteni, neurologi, au consultat și au zis, mare Dumnezeu, ai bine. Pentru că lovitura a fost chiar unde sunt vină cu teatra mea și o clipă nu l-a durut capul. Pot să spun astăzi, mare este Dumnezeu și mare este credința care a lăsat-o mama în sufletele noastre. Mamelor, taților, inspirați în credință copiilor dumneavoastră. Și ori de câte ori vor fi la încercare, spunea Beni, cântăm cu cântare, ne-ai fost, Doamne, ajutor. Cu ajutorul Domnului, voi cânta și aceasta. Nu știu de ce zici, Beni, că ne-ai fost, Doamne, ajutor, dar cred că te-a ajutat în momentul de strâmbtorare. M-a ajutat și pe mine. Vă va ajuta și pe dumneavoastră. Credeți din toată inima. Domnul este prezent și lucrează, slăvit să fie numele. Amin.
cine vor gândi ora. Deci tu încă faci minuni, și orice voi sau sărăciuni, ne mai pot, Iisuse, vindeca. Scăldătoarea este plină de bună, ochi și ori și atât iar sute de sălmani, doar o clipă apă de s-ar curcura. Bye.